O să fiu scurt, pentru că este destul de fric și la copii cel puțin îți mai desplecați. Bună ziua, Cășuneni! Bună ziua, dragi români! Iată că astăzi sărbătorim 98 de ani de la Marea Unire și 100 de ani de la intrarea României în război pentru retrăgirea neamului. Acum 98 de ani, legatul României s-a unit cu țara Ardealului, țara Fișanei, a Banatului și a Maramureșului și a făptuit visul de secole și de veacuri ale românilor. Anul ăsta am decis împreună cu colegii de primărie și am fotovit frumos, zic eu, comuna, cu steagul tricolore, pentru a serba așa cum se cuvine aceste zile încărcate de istorie, prin care strămoșii noștri și-au dat viața pe câmpul de luptă pentru libertate și unire. S-a făcut zilele astea pe site-ul de socializare pentru a fi astăzi aici un număr cât mai mare de a sărbători acest eveniment. Din părere de rău vă spun, sunt total nemulțumit. Mă așteptam aici să fie cel puțin 500 de oameni. Fiindcă am uitat, noi nu știm și nu apreciem libertatea. Cei care ne-au avut-o și-au dorit-o și-au murit pentru asta. Și-au dat viața. Uitați-vă în spatele nostru pe monument, sunt atâtea nume de eroi, Cășuneni de-a noștri, care au plecat la luptă pentru a trăi în libertate copiilor și a trăi și noi în libertate astăzi. Nu cred că nevoile zilnice, nu cred că necazurile care le avem ne împiedică să fim patrioți. Vedeți dumneavoastră că ce se întâmplă acum în jurul nostru. În Moldova a ieșit un președinte pro-rus, în Bulgaria un președinte pro-rus, Ungaria este și ea pro-rusă. Deci trebuie să fim patrioți, să iubim libertatea. Dacă nu vom iubi libertatea noi și nu ne dorim noi, alții nu ne-o vor da niciodată, alții urmăresc-ne ei. Cam asta am avut să vă spun, închei, fiindcă să nu plictisesc auditorul și copiii, le este foarte fric. Și vă, după ce termin, vă rog să mergem în fața primăriei, să facem o oră mare a unirii. Să facem noi, ca să suntem aici prezenți, să vadă și ceilalți de acasă. La mulți ani România! La mulți ani români!